Salut Europa! și bine v-am găsit! În subiectul de astăzi, vă vorbesc despre pufuri, bordeluri, case de toleranță și, în general, despre prostituția din Germania. Vă vorbesc despre legea prostituției din Germania, despre de unde provine numele de puf, nume care este atribuit unui bordel. Despre condițiile de muncă ale prostituatelor, despre tarife, și nu în ultimul rând despre zonele Europei de unde provin majoritatea celor care vin să se prostitueze în bordelurile din Germania. Piața pentru sex ieftin în Germania este înfloritoare, și se estimează că 1,2 milioane de bărbați merg la prostituate în fiecare zi în Germania. Majoritatea femeilor provin din Europa de Est, iar miliardele de euro ajung în buzunarele operatorilor de bordeluri și a proxeneților. Bordelurile fac uneori reclamă la serviciile sexuale ale prostituatelor cu reducere, precum 30 de minute de sex la 50 de euro, sau sex cât vrei și cu cine vrei la un tarif fix de 100 de euro. Iar acest lucru este posibil și absolut legal. De când legea prostituției a fost introdusă în anul 2002 în Germania. Legea prostituției din Germania a fost, de fapt, făcută în folosul prostituatelor, deoarece condițiile lor de muncă ar fi trebuit să se îmbunătățească, ar fi trebuit să aibă asigurări sociale și de sănătate și să poată da în judecată pentru onorariile lor. Acest lucru ar fi trebuit să reducă criminalitatea, violurile și să nu mai fie nevoie de proxeneți. Însă, nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. În ziua de astăzi, nu mai există sex cu tarif fix în unele bordeluri din Germania, însă, prezervativele sunt obligatorii, precum și vârsta minimă de 18 ani pentru fetele care practică cea mai veche meserie din lume. Sunt femei, spun statisticile, care își încep activitatea de prostituate în bordelurile din Germania pentru a-și suplimenta banii de buzunar, vânzându-și corpul în detrimentul banilor, dar și conform statisticilor, majoritatea suferă de consecințele psihologice pe termen lung ale vânzării corpului lor. Ca și definiție, prostituția este un serviciu sexual prestat în schimbul unor compensații între persoane adulte, despre care se presupune că oferă acest serviciu părților implicate, respectiv practică această activitate de bunăvoie. Pe scurt, prostituția înseamnă sex pentru bani și se practică întotdeauna de bunăvoie. Dacă nu lucrezi benevol ca persoană care practică prostituția, ci există cineva care te obligă să faci acest lucru, acesta reprezintă o faptă penală și poți reclama la poliție persoana care te obligă să faci acest lucru. Adesea, prostituția este descrisă drept muncă sexuală. Aceasta este un termen important care dorește să indice faptul că sexul este practicat în schimbul unei plăți. Deoarece prostituția este legală în Germania, există și prevederi legale. Astfel, în majoritatea orașelor există o așa-numită ordonanță a sectoarelor interzise. Aceasta reglementează unde se poate practica prostituția și unde nu. De cele mai multe ori, nu este permisă prostituția în centrul orașului. De asemenea, nici în apropierea bisericilor și a școlilor. În calitate de liber profesionistă, o prostituată are drepturi și obligații. Acestea se aplică pentru toate activitățile independente practicate în Germania. Acestea cuprind înregistrarea la administrația financiară, iar în funcție de veniturile sale, o prostituată trebuie să plătească impozite, iar chitanțele reprezintă dovezi ale activității practicate. În Germania o prostituată are obligația de a avea asigurare de sănătate dacă lucrează într-un bordel. Pentru că cele mai multe fete sunt foarte tinere și intră în această industrie la o medie de vârstă de 14 ani conform estimărilor Ministerului Federal pentru Afaceri, aproximativ 80% dintre ele nu sunt nemțoaice. Odată cu legalizarea prostituției în anul 2002, Germania a visat să organizeze munca sexuală sau serviciile sexuale, violul convenit colectiv sau cum vreți voi să-l numiți acest comerț sexual. Astăzi, Germania a devenit un Eldorado pentru traficanții de persoane și un magnet pentru turiștii sexuali. Pe aeroportul din Berlin, unele taxiuri fac reclamă pentru o oază de wellness masculină. Iar noi bordeluri se deschid la granița germano-franceză. Ca și exemplu, Franța și-a închis bordelurile în 1946, deși astăzi există doar aproximativ 35.000 de prostituate acolo. În Suedia, în jur de 1.000, o, de o iar în Germania, estimările variază între 90.000 și 400.000. Potrivit oficiului Federal de Statistică, doar 24.900 de prostituate au fost înregistrate oficial în bordelurile din Germania în anul 2020. Germania a dobândit o reputație destul de dubioasă în ultimii 20 de ani. Țara este un paradis pentru traficanții de persoane, se spune adesea când se vorbește cu autoritățile de anchetă. În 2002, liberalizarea prostituției a realizat opusul a ceea ce se intenționa de fapt să se realizeze. În loc să ajute oamenii din cartierul din roșu să-și îmbunătățească condițiile de viață, masele se scufundă din ce în ce mai mult într-un vârtej de mizerie și violență. Prostituția în Germania de astăzi este un sistem rasist de violență bazat pe nevoie, constrângere, exploatare, șantaj și brutalitate. În cea mai mare parte sunt fete și domnișoare foarte tinere și stângace din Europa de Est și de Sud-Est, care au o situație financiară precară în, în țara lor, iar majoritatea provin din familii dezorganizate. Adesea acestea nu au cunoștință de limba germană, și cu atât mai puțin cunoștințe juridice. De problemele organizatorice se ocupă de obicei proxeneții sau traficanții de ființe umane care se prezintă drept a fi verii, prietenii sau, sau logodnicii, sau femeilor acestora. Aceștia țin adesea femeile izolate și dependente, iar de cele mai multe ori dintre ele sunt blocate într-o spirală de violență fără ieșire. Pentru a îndura frica de proxeneți, dezgustul față de practicile clienților și viața cu riscuri masive pentru sănătate, multe dintre femei se amorțesc cu alcool și droguri. Nimic din toate acestea nu se întâmplă în secret sau în camerele întunecate din spate. Exploatarea acestor fete are loc în instituții și structuri complet legale, adică în bordeluri, apartamente, cublu, cluburi de nudiști și pe străzi. Această majoritate covârșitoare a prostituatelor, foarte tinere, migrante, afectate de sărăcie, din Germania, contrastează cu o minoritate destul de mică, dar foarte vizibilă și puternică, de femei care desfășoară activități legale, independente, în prostituție. Ele scriu rubrici în ziare, sunt foarte active pe rețelele de socializare, se implică în grupuri de interese împreună cu operatorii și de bordeluri sau organizații pro-prostituție, dar numai pentru pro propriile interese economice. Se estimează că aceasta reprezintă aproximativ între 2 și 5% din totalul prostituatelor din Germania. Totuși, acest echilibru fals dintre. Uh, între modelul presupusei prostituate voluntare și imaginea tristă, dar reală a prostituatelor din sudul Europei, domină fatal uh, portretizarea publică, și astfel împiedică o viziune obiectivă asupra faptelor a sistemului violent de prostituție. Un raport actual al Statelor Unite privind traficul de persoane, privind combaterea traficului de ființe umane în prostituție: Germania, Germania a fost recent retrogradată la un nivel cu Albania, Uzbekistan sau Nigeria. Legea prostituției din 2002 fiind eșuată complet. De fapt se prevedea accesul la asigurări sociale pentru, prost, pentru persoanele care se prostituează, dar de fapt doar 76 din cele 300.000 de persoane estimate în prostituție sunt înregistrate cu asigurări sociale. Cel puțin aceasta a fost răspunsul, acesta a fost răspunsul guvernului federal la o solicitare a grupului parlamentar FDP din Bundestag în anul 2019. Iar acum să vă răspund la întrebarea de ce se numește de fapt un bordel din Germania PUF. Termenul PUF atribuit astăzi unui bordel sau casă de toleranță provine inițial de la un joc vechi cu zaruri care se juca în bordelurile din evul mediu. Eu cam atât am avut de spus despre subiectul nostru de astăzi. Nu uitați ca la sfârșitul acestui videoclip să lăsați un like și să-mi spuneți în rubrica de comentarii părerile voastre legate despre acest subiect. Eu am fost ca de obicei Cosmin de la Salut Europa TV și ne reîntâlnim data viitoare la un nou videoclip informativ. Pe data viitoare, numai bine!